Unul din momentele pregătite pentru balul bobocilor s-a desfășurat în București. Acțiunea numită Anti-Communist Race a constat într-o probă filmată de orientare cu checkpoint-uri care privesc puncte importante pe harta mișcării studențești și anticomuniste din România. Se pleacă în ordine alfabetică, la un minut distanță. Deci este individual. Primul checkpoint, vă spun eu de ce am plecat de la Gara de Nord. Regulă noi când eram studenți și veneam la treme, primul punct de care aveam era Gara de Nord. La Gara de Nord pe cea mai departe. Decembrie. După o demonstrație organizată de Ceaușescu, soldată cu proteste, pe străzile capitalei tineretul demonstrează împotriva regimului comunist. Câteva mii de tineri, printre care numeroși studenți, se adună în piața universității, cerând înlăturarea regimului comunist, demisia conducerii statului și alegeri libere. Populația capitalei este chemată la revoltă. 23 decembrie 1989. La Universitatea din București, un grup de inițiativă format din mai mulți studenți declară înființarea unei organizații studențești naționale, cu numele Liga Studenților. Se trece imediat la organizarea pe plan național, cu filiale la nivel de institut de învățământ superior. Reprezentanții grupului de inițiativă lansează apeluri pentru organizarea și unitatea mișcării studențești. Da, mă, nu trebuie să le arăt! Hai, cam așa și așa! Și mai e puțin! Măi, prea un punct de pildă! Aici trebuie să ajungi! Ia, e ca pe aici! Te orientezi. Go. Go, 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 go. Este o stație. Start. Noroc, fa. Nu rezistă până la toată dacă nu mănâncă.
tic-tac, 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 hai de-am înghețat! Întors din Iran pe data de 20 decembrie 1989, Ceaușescu descoperă în țară o situație deteriorată după evenimentele din Timișoara. La ora 19 pe 20 decembrie, el a ținut o cuvântare televizată transmisă dintr-un studio TV situat în interiorul clădirii Comitetului Central, în care i-a etichetat pe cei care protestau la Timișoara ca dușmani ai Revoluției Socialiste. Care este monumentul închinat în Părnele Păcăși? Nu ai avut dreptate. Ioan, super popor. Avem pe cineva de salutat odată cu noi. Care cântă cu colegi? Mircea Paniciu. Simtă fără ea. Simtă fără ea. Le băgați în buzunar, da? Da, da. Eu uitam să vin. Vreau și eu. 14-15 iunie, peste 10.000 de mineri sosesc în București. Însoțiți de reprezentanți ai FSN și ai guvernului, în colaborare cu poliția, aceștia declanșează una dintre cele mai barbare represiuni politice pe care le-a cunoscut societatea românească actuală. Studenții aflați în clădire sunt agresați sălbatic. Minerii distrug laboratoare, săl de curs din Universitate și Arhitectură și devastează sediile Ligii. Sute de studenți, mulți aflați în stare gravă, sunt arestați și reținuți în condiții de lagăr, în afara orașului, la Măgurele și la diverse secții de poliție. Budeșteanu e Claudiu, super bobo cu care a rus. Ce știi despre piatorile? Și porumbelul unde e după care trebuie să mă uit? Trebuie să mă uit după un porumbel de aici. Ce știi despre piatorile? Mai nimic. Are o fântână foarte frumoasă. Cața Universității, ce scrie acolo? Dar ce e aici? Ce s-a întâmplat? Te luminiți. Gabriel Cristea mă numesc. Vă scă mai prezentat odată. 90? 90 înseamnă. Aici au fost atacați studenții de mineri. Studenții au făcut un act, o revoltă. Am ajuns. Cu studenții. Mai trecut? Piața Universității. Dar lăsați-mă o secundă. Nu, aici a fost punctul final în care au ajuns. Bă, e posibil. Lasă-mă de sus, dragă. Ce s-a întâmplat? Super, bubo. Dă-mă dreptul frumos. Piața Universității, era spus ceva în pușilele? S-au întâlnit? A trecut, m-am jucat. S-a făcut un chef. Tu dai drumul. Ați ca mâinile înghețate, nu mai știu eu. Te rog foarte mult să citești și scrii pe buleta, să nu greșești ca prima dată. Tatiana?
trebuie să ghicești în care fază. Da, ce are, am Prima asociație de revoluționari din București este formată de cei care în 21 decembrie 1989 au manifestat împotriva dictaturii în fața forțelor de represiune ale sistemului totalitar. Asociația s-a remarcat și în 1990 prin participarea la manifestațiile din piața Universității. În 14 iunie 1990, sediul asociației a fost vandalizat de un grup de mineri conduși de ofițeri de la Unitatea Militară 0215, Unitatea de Informație a Ministerului de Interne. Mai mulți membri ai asociației au fost bătuți cu bestialitate și reținuți. Să vedem ce a fost acum 20 de ani în Țara Românească. Vreau să bubuie Alexandre. Mai bine golan decât activist.